Un apel la 112 a pus pe jar autoritățile din Focșani. Două mașini de pompieri împreună cu un echipaj smurd au mers în căutarea unui cioban atacat de urs. A fost un apel la 112 la 10:57, în care un cioban a semnalat că a fost rănit, mușcat din urs și nu se mai poate deplasa. Urmă s-au deplasat pompieri, jandarmi, Ministerul de Interne, pădurari, oamenii sat fac scotocirii pentru că după acel apel nu a dispărut și semnalul. Am auzit că s-a întâmplat cu un cioban, dar dacă nu... Ce a pățit? Zic că l-a rănit cu ursul, știm noi. După mai bine de 8 ore de căutări intense, autoritățile l-au găsit pe cioban. Așa au aflat că omul s-a rătăcit în pădure în timp ce mergea spre casă. Ciobanul fusese concediat de la stână. Îngrijorat că nimeni nu își va da interesul să-l caute dacă spune că s-a rătăcit, ciobanul le-a spus autorităților că a fost atacat de un urs, în speranța că nu îl vor lăsa de izbeliște. Bărbatul a fost amendat cu 1000 de lei pentru apel fals la 112.